carnea pentru fructurică. Salut, prieteni! Prietenul vostru Alexandru de la Ceva Bunișor la Disc. Azi e o zi de sâmbătă, îs acasă, pe aici, pe la Portland, și am hotărât să facem ceva bunus la disc. Am făcut de mai multe ori friptură din carniță la disc și mulți s-au întrebat cum o fac, cum lucrurile, că unii spun că trebuie înșaun, trebuie șartă, trebuie multe detalii. Eu azi, pe scurt, vreau să vă spun că se poate făcut foarte gustos și foarte repede. Uitați-vă, prima dată începem cu carnea. Avem aici niște carniță de capră sălbatică, care e tinerică. Voi puteți alege și de capriță, de oiță, de bif, de purșel, de tot ce ei și voi vrați. Dar eu am ales de, uitați-vă, aici am chisat-o tot frumos, n-am marinat-o, deși a trebuit poate marinată de aseară până dimineața, dar data asta încerc fără marinat. Am făcut, în schimb, marinat, am marinat aici niște carne de bif aici, așa un fel de cărniță. Am marinat-o și am mai completat, că are mai mult unturică și am pus-o, am tăiat câteva bucăți aici ca să aibă un pic de jârcă. Asta de capră cam mai sacă și nu prea are unturică, dar noi o pun și de untură. Așa, băieți, asta a fost despre carne, am tăiat-o, am tisat-o, am folosit următoarele săruri, cum bine știți, care le-am reclamat de mai multe ori. Pentru tot felul, aici ceva făcut de mine, o sarișică care știți că numai bucătarul, Alexandru, are. Așa că aici am pus un pic de garlic salt. Pentru câteva minute am pus-o aici să se marineze. Am folosit și un pic de Marsala Cooking Wine. Aici am pus ca să tragă un pic mai repede să se marineze. Mai departe, să avem nevoie de sămânță, ulei din sămânță de poamă. Am să folosim aici din legume, avem nevoie de următoarele: ceapa, ca de obicei, niște ardei roșii galbini, avem nevoie și de niște morcugel, gata, aici l-am tăiat frumos și, deși nu toți pun mushroom, ciuparcuță de astea în friptură, eu data asta am ales ca să pun. Uitați-vă, le-am cumpărat aici, nu am uși, le despachetez, le spăl și le pun acolo. Întâi am să prăjim carnea, dar, ca să nu uitați, fraților, ca să se prinească mai multă iușcă, ea trebuie să fiarbă, pentru carnea de capră, mai ales de asta sălbatică, e mai deasă, trebuie mai mult șartă. Am luat aici așa un fel de, este broad beef, este, dar este un fel de stock beef, care tot are și ca un fel de sos în care să șarbă el. Dăm focul, întâi o prăjim, o ruminim și pe urmă turnăm asta ca să se șarbă. Fraților, e foarte bun și e foarte gustos, sperăm să se primească. Avem și o leacă de vegetabile de aici, mix avem de toate. Cu următorul video vedem mai pe urmă. Numai bine! Așa, fraților, cum v-am spus, aici merge procesul afară de prăjire. Acolo înăuntru v-am arătat amaintea toate produsele care folosim pentru pregăteala din ziua de azi, dar aici am vă arătăm de-amă cum se prăjolește. Numai un pic așa, fraților. Aici așa am tăiat, cam vreo oară și ceva, două ore aproape aveam de când noi tot carnea asta, au scăzut apa, au dat drumul la apă, tot i-am turnat apă șartă, i-am turnat de vreo două ori tot apă șartă. Și s-a clocotit aici carnea asta. Am uitați-vă, i-am pus aici, așa șapa cu morcoviu și cu ardeiul. Am dat focul așa încet-o și lăsăm să se prăjească aici, am mușat așa șapa cu tot cu legumele astea. Din când în când mai amestecăm, uitați-vă, totuși avem o leacă de apșoară, avem o leacă de jus. La urmă, când spre gata, am să punem sosul și ala. Și apoi să vedem dacă trebuie mai sare, chipier și mai trebuie. Până și, fraților, uitați-vă, asta e tot lucrarea. Se primește, până ce bine, un pic cam greu, cert, vârtoasă carnea a fost cam, dar acum văd că un pic s-o mai muiesc. O variantă, mă gândesc, mai ușoară,
ar fi asta, numai părjolit aici la disc vreo jumătate de oară, scoasă de aici și pus în duhovcă, pe vreo 35-40 de minute până la o oară, și cred că se poate face mai repede. Nu, noi n-am făcut nică la duhovcă, la cuptor, am făcut tot aici până și văd că carnea e deja era zbătută. Uitați-vă așa, că tai o bucată. Uitați-vă așa, așa. E răzbătută, tot e bine, sperăm să și e bine. Am pus capacul, am dat focul tare încetul, am pus capacul și o clocotit aici, așa, s-o fiert aici în asta, tot am adăugat apă fiartă, apă fiartă, am pus de vreo 2-3 ore, am pus tot apă, scade apa de aici și ies s-o fiert aici. Am unul, mai punem tot asta aici, mai pun capacul și după ce mai punem capacul, mai lăsăm așa mai vreo câteva minute și pe urmă vedem ce se primește. Sper să fie tot bine, băieți, numai bine!